Genul programului, familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Emisiune sponsorizată de Arcadia. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Liliana Pintilie și vă invit, ca de obicei, la emisiunea Sănătate cu Prioritate. În emisiunea de astăzi vom discuta despre bolile degenerative ale umărului. Se spune că boala degenerativă nu iartă. De ce? Pentru că este una dintre cele mai frecvente boli articulare care survin inevitabil odată cu vârsta. Și cu toții știm, omul nu a găsit încă leac împotriva îmbătrânirii. Mai multe informații de specialitate ne va da invitatul nostru, domnul dr. Marius Bahar, medic specialist ortopedie-traumatologie, cu competență în chirurgie artroscopică Arcadia Hospital. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Și noi mulțumim că ați acceptat invitația! Am ales un subiect de larg interes. Cred că mulți dintre noi au dureri articulare, mai mult sau mai puțin. Și în ultima perioadă chiar la vârste destul de fragede. Este foarte adevărat. Patologia degenerativă vine odată cu vârsta, nu avem cum să scăpăm de ea, însă poate ar fi bine să vorbim în emisiune numai de patologia degenerativă a umărului. Sigur. Acesta este subiectul nostru. Nu ne-ar ajunge oricum o săptămână probabil. Patologia degenerativă determinată de vârstă, cât și de elementele de patologie degenerativă a pacientului mai tânăr, care sunt tot mai frecvente în ziua de astăzi, sau mai bine zis, sunt mult mai bine diagnosticate. Ce ar trebui să înțelegem prin boală degenerativă a umărului? Ca să mă axez strict pe titlul emisiunii, pe boala tema emisiunii de astăzi. Boala degenerativă a umărului, la fel ca și pentru celelalte articulații, în fapt înseamnă o degradare articulară, care este în bună relație cu uzura, determinată de vârstă, în principal, da? Sau determinată de anumite activități care supra-solicită această articulație și care, în cele din urmă, se manifestă în acest mod. Da? Deci, practic, am putea să clasificăm aceste afecțiuni ale umărului degenerative, cum le spunem, în două categorii, a vârstnicilor și a persoanelor mai tinere, din ce am înțeles eu. Mai tine. Da, aici este detaliul pe care vreau noi să insistăm. În momentul de față, datorită anumite anatomii pe care o are această articulație, pentru că este o articulație particulară, este o articulație cu un grad foarte mare de mobilitate. Fiecare individ utilizează membru superior pentru absolut orice. Da. Și atunci boala degenerativă apare și legat de anumite activități care le face individul de-a lungul vieții, așa încât există pacienți la o vârstă relativ fragedă, cum ar fi 40-50 de ani, care după anumite sau pe anumite domenii de profesii prezintă anumite leziuni de uzură la nivelul articulației. De asemenea, vreau eu să precizez aici că aceeași poveste este cumva valabilă și indivizilor care fac o anumită activitate sportivă. Sportul e bine știut că ajută la sănătate, însă în momentul în care vorbim de sport la nivel profesionist, ei bine, sportul profesionist aduce cu sine și un grad de uzură sau supra-solicitare. E mult mai mare uzura, clar. Fără discuție. Și atunci, cel puțin în serviciul nostru de ortopedie, această patologie a umărului care ne întâlnim noi e aproximativ undeva 60 pentru
boli legate de vârstă și undeva spre 30-40, destul de mare procentul pentru pacienți mai tineri. E bine știut că noi ne ocupăm destul de mult și de partea de chirurgie de sport și de aici numărul mare de pacienți cu astfel de leziuni care se adresează nouă. Știu că ați avut și campioni și din alte județe operați cu rezultate foarte bune care în momentul acesta și-au reluat activitatea. Asta înseamnă mult. Este adevărat. Acest lucru vine și datorită faptului că până acum un număr de ani, tot orice problemă de la nivelul umărului era catalogată de către ortopezi, de către reumatologi, de către balneologi, într-un termen foarte general și pe undeva ambigu, periartrită scapulo-humerală. Orice problemă la umăr ar fi avut pacientul, intra în acest pachet, periartrită scapulo-humerală, care, în fapt, acest pachet mare conține mai multe pachete mai mici, da? În periartrita aceasta scapulo-humerală intră anumite leziuni de tendoane, anumite elemente inflamatori de tendoane, conflicte subacromiale. Nu orice pacient, când spunem că are o periartrită scapulo-humerală, le are pe toate. Unii au doar o anumită leziune. Ei bine, în ultimii ani și datorită dezvoltării foarte mari a chirurgiei umărului, în momentul de față se investigează mult mai bine umărul și în diagnostic, în ziua de astăzi, suntem mult mai preciși vis-a-vis de problema pacientului. Na? Din punctul meu de vedere, aș putea spune că periartrită scapulo-humerală este ca și cum am spune pacientului, ai boală la ficat, fără să-i spunem că ai o hepatită sau ciroză, da, da, sau colecistită. Chestii generală, dar care... e destul de extins diagnosticul, iar în momentul de față noi încercăm să fim cât mai preciși. În momentul în care investigăm pacientul, îl diagnosticăm. Diagnosticul este legat de o anumită patologie strictă. Câteodată există asociere între ele, da? Există rupturi ale tendoanelor ridicătoare a umărului sau aceste tendoane care se numesc coafa rotatorilor. Alte dăți doar inflamație, dar trebuie mult mai precis separate între ele, pentru că și terapia este una diferită. Poate să fie o terapie recuperatorie sau o terapie chirurgicală. Deci, practic, aceste leziuni din acest pachet, cum spuneați dumneavoastră, se pot individualiza și repara, și să spunem. Trata specific. Exact. Pentru că, v-am spus la debut, umărul este articulație destul de complexă și cu toate că nu este o articulație de încărcare, cum este glesna, cum este genunchiul, datorită acestei mobilități pe care o are articulația umărului, umărul prezintă diverse probleme dominant pe tendoane și mușchi, mai în perioada, să spunem așa, de vârstă medie, și articulară reală la pacientul vârstnic. Da? În jurul umărului sunt 5 tendoane care lucrează sinergic, într-o colaborare perfectă, da? Pentru a realiza mișcarea destul de armonioasă a umărului. Orice leziune, orice problemă, fie că este vorba de o inflamație, fie vorba de o leziune pură, a uneia din aceste 5 tendoane la nivelul umărului poate să determine perturbarea întregii articulații. Oricum știu că în această afecțiune nu știu care din elementele pachetului, cum spuneți dumneavoastră, este, dar este foarte dureroasă. Da. Problemele de la nivelul umărului și inflamatorii și degenerative și lezionale, că există situații în care sunt traumatisme directe, fie că e vorba de un traumatism de sport sau un accident de muncă sau un accident rutier, aceste tendoane la nivelul umărului se pot leza și în mod acut. Noi am gândit să vorbim mai mult de problemele de uzură în timp, dar există și leziuni acute. Noi le trebuie să a fi individualizate și în funcție de situație reparate în consecință.
aducând satisfacție pacientului, pentru că altfel o astfel de leziune deranjează pacientul, mâna având un rol foarte important pentru fiecare individ, durerea persistă și pacientul, există anumiți pacienți care chiar sunt afectați din punct de vedere psihic, pentru că există situații în care durerea nu te lasă să dormi. Și poate că în aceste situații, cum să spun, atitudinea trebuie să fie una cât mai rapidă sau mai activă din partea pacienților. Sigur. Cu toate că știm că nu se întâmplă chestia asta. Așa este, stă cu durere, chiar am o prietenă care are în acest moment această problemă, de asta am spus, dureri foarte mari și pur și simplu nu poți să-ți desfășori activitatea, nu poți dormi, e clar, lucrurile se leagă între ele, deci nu dormi, nu ești obosit, nu poți să-ți desfășori activitatea, starea psihică, în sfârșit multe. Fără discuție. Această afecțiune are practic o incidență foarte mare la nivel, chiar la nivel mondial, 630 de milioane de persoane suferă de artroză, ceea ce reprezintă 10-12% din populația globului, foarte mult. În timp ce peste 80% dintre persoanele trecute de 55 de ani reprezintă modificări radiologice de artroză de data aceasta. Da. Doar atât am găsit din punct de vedere statistic. Da, trebuie să precizăm aici că această statistică se referă la artroza în general. Exact. Problemele de uzură articulară sau de degenerescență articulară pură sunt mult mai frecvente la articulațiile de încărcare. Aici e vorba de membru inferior, cu ajutorul căreia mergem și care suportă greutatea corpului, șol, genunchi și gleznă. Problemele de uzură reală la nivelul umărului sunt un pic mai, sau mai bine zis, sunt un procent mult mai mic din această statistică de care vorbeați dumneavoastră. Da, e adevărat. E artroză la nivel general, corect. Da. Iar artroza la nivelul umărului, în general, vine odată cu vârsta și cu, așa cum am spus, cu funcția, iar rezolvarea, așa cum o să vorbim nițel mai târziu, rezolvarea este un pic mai dificilă decât la articulațiile de încărcare. O să explicăm și de ce. Vorbeam de cauze mai devreme, în afară de vârstă, pot fi anumite cauze particulare care pot să ducă la afecțiuni degenerative ale umărului? Așa cum am atins mai înainte subiectul ultrasolicitării, fie prin muncă, anumite activități fizice, cei care lucrează cu mâinile sus, cei care își utilizează brațele pentru a ridica, pentru a împinge, pacienții, sau mai bine zis, indivizii care fac un nivel de activitate sportivă și mai ales lansatorii, handbal, basket, aruncarea suliței, aruncarea ciocanului, aceștia sunt mai frecvent interesați, dar din partea tânără da, a statisticii, însă problemele la nivelul umărului sunt asociate foarte frecvent și cu partea de genetică, de familie. Și iar foarte important și o situație cu care mă întâlnesc eu relativ destul de frecvent, cu statusul hormonal al pacientului, sau mai bine zis pacientei, da? Pentru că un mare număr de pacienți care se adresează cabinetului cu astfel de leziuni degenerative sau inflamatorii, că ele se asociază fără discuție, se găsesc în acest interval 40-55 de ani și în acest interval întotdeauna regăsim mai mult femei datorită modificărilor hormonale, premenopauzale, postmenopauzale. Structurile elastice de la nivelul acestor tendoane de care vorbeam la nivelul umărului își pierd calitatea, da? Ele devin o leacă mai rigide, impregnația se schimbă și atunci apar diverse astfel de leziuni, da? Fie rupturi, fie calcificări la nivelul acestor tendoane, fie doar elemente inflamatorii, dar care afectează semnificativ viața pacientului.
Spuneam mai devreme că este foarte mare incidența pe aceste afecțiuni. Care ar fi circuitul unui pacient cu o afecțiune degenerativă a umărului? Practic, care ar fi rolul medicului de familie, a medicului specialist? Pentru că sunt mai multe specialități care se ocupă practic de aceste afecțiuni. Și reumatologia și, eu știu... Da, ortopedia, există mai multe specialități. Tocmai de aia vrea să știu. Și medicul de medicină de urgență. Sigur. Și imagistul, balneologul, exact. Reumatologul, ortopedul. Și poate ar fi bine să știe și telespectatorii, da, noștri care este circuitul unui astfel de pacient, ca să nu umble pe la toate cabinetele. Este adevărat, întrebarea este foarte bună, pentru că noi ne confruntăm cu această situație în care pacientul este un pic debusolat, nu știe cui să adreseze în momentul în care are o problemă la nivelul umărului sau o durere la nivelul umărului și trece dintr-un cabinet altul fără a fi bine orientat. În mod normal, primul care trebuie știe să vadă un pacient, mai ales cu o leziune degenerativă, nu vorbim aici de elemente traumatice acute. Sigur, acolo ajunge în urgență. În urgență, primul ar trebui să fie medicul de familie care să evalueze bine cazul. Bun, dar ce ar trebui să aibă el în vedere în momentul în care orientează pacientul? De principiu, problemele la nivelul umărului sunt, așa cum am și precizat, sunt tratate atât de ortopezi cât și de balneologi și reumatologi. Medicul de familie are cunoștințele necesare să separe problema pacientului într-o anumită direcție cheie. Evident că dacă pacientul care se prezintă cu afecțiuni la nivelul umărului are și alte articulații cu astfel de probleme, e foarte posibil să încadrează și o anumită formă de vârstă sau de sex sau de istoric, e foarte posibil că acel pacient să ajungă mai degrabă la un cabinet de reumatologie decât la ortopedie. Ce ne interesează pe noi ca pacientul să știe este că atât timp cât există o durere la nivelul umărului care perturbă funcția, care este o durere pe o singură articulație, da, care nu lasă pacientul să doarmă și care persistă 2 săptămâni, atunci fără discuție, pacientul trebuie să adreseze medicului de familie, pentru că foarte posibil el va fi orientat spre noi. Am spus foarte posibil că... Da, am spus foarte posibil că nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. Există situații în care pacienți cu elemente lezionale la nivelul umărului ajung în balneologie, recuperare medicală sau kinetoterapie, unde... nu numai că nu obțin satisfacția tratamentului sau îmbunătățire, câteodată aceste leziuni, da, mai ales a tendoanelor, nu vorbim de elementele de artroză, chiar se pot agrava. Și am avut astfel de pacienți care au venit de la chine după 20 de ședințe de kinetoterapie, da, care aveau un grad de disfuncție la nivelul umărului, dar după 20 de ședințe nu mai avea funcție aproape deloc, pentru că tendoanul acesta care creează coafa rotatorilor, da, aceste tendoane care mișcă umărul sinergic, s-au lezat complet. Da. Da. Deci se poate, avem și astfel de situații. E un exemplu de orientare greșită. Și aș mai spune... deficitară. De multe ori, da. De multe ori pacientul singur ia atitudine și se adresează specialistului sărind de cele mai multe ori etapa medicului de familie. Eu cred că nu ar trebui să întâmple în felul acesta, pentru că medicul de familie integrează problemele pacientului și știe mult mai bine istoricul lui, alte afecțiuni și le poate integra mai bine și orienta pacientul mai bine. Nu este de ascuns faptul că de-abia, să spunem, aproximativ 7-8 ani chirurgia umărului și în România a căpătat nițică amploare. Înainte umărul era tratat doar recuperator și e adevărat că toate specialitățile trebuie să-și facă un upgrade, să se aducă la nou cu toate inovațiile în partea de tehnică chirurgicală și a beneficiilor care le aduc aceste tehnologii noi pacientului. Aș vrea să trecem puțin în revistă care sunt posibilele forme de afecțiuni degenerative ale umărului, doar, cum să spun, orientativ.
Am spus și mai înainte, pe lângă artroza, da, ca să încercăm să vorbim un pic pe înțelesul pacienților, pe lângă artroza legată de vârstă, care da, ne întâlnim da, odată cu, cu evoluția și care e mai puțin, sau mai bine spus, poate fi mai greu stopată, da? doar ameliorată, și pentru care există, da, terapie chirurgicală, există variante de terapie chirurgicală, atât artroscopică cât și prin protezare sau artroplastie. Eu aș detalia un pic mai tare vis-a-vis de problemele acestei coafe a rotatorilor, și aici sunt leziunile de tendon lung, de tendon proximal de biceps, atât inflamatorii cât și leziunile reale, leziunile subscapularului, supraspinosului, subspinosului, rotundului, sindromele de conflict, care le au mai ales indivizii care, cum am spus, lucrează cu mâinile deasupra capului, da? Sinovitele, toate formele de inflamații la nivelul care vin, pot să vină și într-un un fond degenerativ, și de asemenea există situații de degenerescență articulară și în condițiile de instabilități articulare, da? Cum ar fi luxațiile recidivante omului sau anumiți pacienți cu hiperlaxități constituționale, da? Care au articulații inițial mai laxe și atunci evident că articulații acestea se uzează mult mai ușor. Mă gândeam, pentru a confirma un diagnostic pentru toate aceste forme posibile de degenerescență a umărului, ar trebui efectuate investigații, anumite explorări care ar trebui să confirme diagnosticul. Care ar fi acestea? Sau care ar fi cele mai utile, cele mai Întotdeauna benefice? Există anumite protocoale și cel puțin medicina occidentală le are. Evaluarea umărului din punct de vedere paraclinic începe de la medicul de familie care orientează pacientul spre radiografia standard, ecografia, care sunt cel mai accesibile și care deja poate să orienteze diagnosticul. Odată ce pacientul ajunge la ortoped, lucrurile se schimbă, pentru că noi avem posibilitatea, împreună cu imagiștii noștri, să facem investigații inițial mai sofisticate, de la CT, RMN, până la investigații cu contrast articular, cum ar fi CT cu contrast articular sau artro-IRM, investigații care aduc semnificativ un aport în punerea unui diagnostic cât mai precis și a stabili dacă pacientul necesită o intervenție chirurgicală sau nu. În ceea ce privește genul ăsta de investigație, aș spune că, de exemplu, CT-ul poate să definească, și chiar RMN-ul poate să definească anumite degenerescențe grăsoase în aceste tendoane, care ne orientează pe noi spre un rezultat post-chirurgical. Vom ști în momentul în care avem un tendon care îl vedem deja la CT, un grad de degenerescență grăsoasă avansată, vom ști că și rezultatul pentru pacient nu va fi unul foarte bun și avem posibilitatea să informăm pacientul chiar dinainte de intervenție ce procent de, să spunem așa, la ce nivel va ajunge din 100% după o astfel de intervenție și după recuperare. Investigațiile acestea, care sunt un pic mai sofisticate, nu sunt la îndemâna oricui, necesită un grad de experiență destul de mare pentru interpretarea unor astfel de imagini. În momentul de față, noi putem să ne lăudăm că suntem singurul centru imagistic din Moldova care face astfel de investigații cu contrast articular. Din ce știu eu, nici în țară nu prea sunt astfel de centre, pentru că investigațiile sunt sofisticate și necesită relativ destul de mult timp. Cred că în București este doar o singură clinică într-un regim privat care face de asemenea ceea ce facem noi. Este păcat, probabil că acest, să mai bine zis, tipul ăsta de studiu pentru pacient va crește în țară, este neașteptat,
pentru că peste tot în Europa aceste metode imagistice sunt obligatorii pentru a lua o decizie, mai ales chirurgicală. Trebuie să investigăm pacientul la maximum înainte de a lua astfel de hotărâri. Niciodată nu operăm un pacient, sau mai bine zis, că o să vină vorba poate și de artroscopie, nu o să facem o intervenție video asistată unui pacient, doar să ne uităm într-o articulație, ci întotdeauna să rezolvăm ceva. Știu că sunteți specialist în artroscopie și mă uitam pe portofoliu, cel mai mare grad de adresabilitate din Moldova. Aveți și centru de excelență în artroscopie la Arcadia. Peste 2000 de cazuri operate până în prezent, peste 2000 de artroscopii genunchi, umăr, gleznă. Știu că dumneavoastră faceți mai mult umăr din... Da, e foarte adevărat. Patologia genunchiului este cel mai frecvent tratată prin metodă artroscopică. Noi nu am apucat să detaliem un pic aici, dar o să spun acum că aceste probleme la nivelul umărului, din punct de vedere chirurgical, dacă este vorba de o artroză avansată, evident că pacientul nu poate fi tratat altfel decât prin artroplastie sau protezarea umărului. Știu că asta dumneavoastră faceți cel mai mult din zona Moldovei. Noi avem o experiență în protezarea umărului destul de bogată, nu știu dacă mai există vreun serviciu care să fie pus atât de multe proteze de umăr ca și noi, însă toate celelalte probleme de tendoane, leziuni, conflicte, toate pot fi tratate prin metoda artroscopică. Această intervenție chirurgicală care este minim invazivă, care presupune un sistem optic, da? Și cu o cameră video vizualizăm articulația și nu numai asta, așa cum am spus mai înainte, încercăm să tratăm în fapt în momentul de față orice pacient care ajunge pe masa de operație pentru o intervenție artroscopică, cu toate că metoda este și una diagnostică, noi încercăm să fie doar terapeutică, să rezolvăm problema pacientului. Mulți pacienți se tem de această metodă. Au motive? Nu au motive să teamă, pentru că este o chirurgie modernă, este o chirurgie minim invazivă. Componenta de durere după astfel de intervenție e relativ destul de limitată. Perioada de internare, de asemenea, e relativ destul de limitată, o zi, maxim două, pacienții operați prin artroscopie. Și, pe de altă parte, și perioada de recuperare este mult mai rapidă față de o chirurgie clasică. Orice problemă de la nivelul umărului poate fi rezolvată și prin chirurgie clasică, însă, în momentul de față, noi încercăm să limităm cât mai mult chirurgia clasică, pentru că aceasta presupune o agresivitate mult mai mare din partea chirurgului asupra pacientului. Care ar fi indicațiile artroscopiei? Bănuiesc că nu numai umărul se poate vizualiza. Nu numai umărul. Am zis că și noi și alte servicii facem foarte mult artroscopie de genunchi. Este articulația cea mai uzitată printr-o astfel de metodă. Aproximativ, în serviciul nostru, artroscopia de genunchi reprezintă 75%, iar umărul aproximativ 15-20%. Da? Iar pe locul 3, ceea ce facem noi este artroscopia gleznei. Procentul este mult mai mic, pentru că leziunile la nivelul gleznei care pot fi tratate prin artroscopie sunt mult mai puține. Care ar fi cele mai frecvente probleme găsite în timpul unei artroscopii? În mod normal, noi în momentul în care am propus pacientului astfel de intervenție artroscopică, deja știm care este problema. Mergem țintit asupra acesteia pentru a rezolva-o. Există și situații de excepție când poți să descoperi și leziuni asociate. Tot ce se găsește asociat este reparat sau rezolvat în aceeași intervenție, fără discuție. Da, care e un mare beneficiu, pentru că una din etapele acestei intervenții chirurgicale, na, videoasistate, este explorarea articulației. Încep cu explorarea articulației, încerc să vizualizez leziunea care e regăsit-o în imagistică, da, în RMN CT,
și după care investighez și restul umărului pentru a decela și alte leziuni dacă ele au trecut neobservate, pentru că este bine știut că nicio investigație imagistică, oricât de sofisticată ar fi, nu aduce un diagnostic 100%. Deci există o marjă de eroare în orice investigație imagistică. Da, deci dacă ar fi o investigație imagistică care să pună 100% diagnostic, ar fi perfect, dar nu există încă. Știu că la Arcadi există un lucru foarte drăguț. Pacienții, acum nu știu dacă la umăr, bănuiesc că e cu anestezie generală? Da, există mai multe metode de... Pot vizualiza cei care nu sunt cu anestezie generală, pot să vizualizeze ceea ce faceți și atunci cred că responsabilitatea crește din partea pacientului după. Scuze. Este adevărat că anumite intervenții artroscopice sunt interactive pentru că pacientul este treaz. Pentru artroscopia umărului există pacienți care primesc o anestezie generală, alții primesc o anestezie plexală. Aici este decizia anestezistului spre ce anestezie se va îndrepta pacientul în funcție de problemele de sănătate a pacientului. Sunt mai multe criterii medicale în a lua o decizie și pentru care din anestezii. Pacienții care sunt... sau mai bine zis, treci în timpul intervenției, pot să vizualizeze fără discuție intervenția. Se pare foarte drăguț pentru că, repet, se poate foarte bine vedea tot ceea ce face medicul sau... Da, iar uneori pacientul, dacă la început este un pic mai restrictiv în a privi ce îi se întâmplă pe monitor, au foarte mulți pacienți care la finalul intervenției pun întrebări, chiar e participă util. Efectiv. Este bine pentru noi ca pacientul să fie prezent și să vizualizeze ce îi se întâmplă, pentru că în felul ăsta el conștientizează mai bine problema pe care o are și, în ultimul rând, și atitudinea lui vis-a-vis de recuperare și evoluția va fi una mai bună. Exact. Există anumite riscuri anestezice sau legate de chirurgie artroscopică? Există, pentru orice intervenție chirurgicală, există anumite riscuri. Sunt anumite riscuri anestezice, fără discuție, legate de forma de anestezie, de un anumit grad de toxicitate a substanțelor și așa mai departe. Și există anumite riscuri legate și de intervenția chirurgicală. Artroscopia, cu toate că este o intervenție videoasistată, minim invazivă, puțin agresivă asupra umărului, rămâne totuși o intervenție chirurgicală cu un anumit procent de infecții, adevărat unul scăzut, dar și cu alte mici probleme care pot să apare și pe anumite elemente de disfuncționalitate a instrumentelor sau să pot întâmpla și astfel de situații, dar într-un număr mult mai limitat decât o chirurgie clasică. Da? Cu siguranță are multe beneficii. Are multe beneficii, în primul rând acela de a prezerva structurile musculare și fasciale. Da. E mare lucru. Când ar trebui să înceapă terapia fizică după artroscopie, un pacient în situația în care este nevoie? Pacienții operați printr-o astfel de metodă la nivelul umărului au momente diferite de începere a perioadei de recuperare, în funcție de ce anume am descoperit și ce anume am reparat la nivelul umărului. Dacă este vorba de un pacient care prezintă mai elemente inflamatorii cu sindrome de conflict subacromial, intervenția fiind una mai simplă, doar de eliberarea umărului, doar de congestionarea acestuia, pacienții după 2 săptămâni încep activitatea fizică și recuperarea. În momentul în care noi facem o reconstrucție de tendoane, da, o reatașare acestora sau o plastie a lor, atunci pacientul rămâne imobilizat, cu toate că intervenția este una, așa cum am zis, nu de mare anvergură, totuși pentru a permite acestor tendoane ca ele să cicatrizeze, să regenereze local,
Pacientul are nevoie de aproximativ 4-6 săptămâni de imobilizare și după acest interval începe perioada de recuperare. Articulația umărului se recuperează mult mai dificil decât alte articulații tratate artroscopic, cum e genunchiul, care se recuperează mult mai simplu. Și presupune și o echipă de kinetoterapeuți bine antrenată la astfel de patologie. Pentru că kinetoterapeutul, dacă nu conduce corespunzător recuperarea, da? Și medicul de recuperare împreună cu el, tot ce a fost reparat se poate fi afectat într-o mai mare sau mai mică măsură. Știu că dumneavoastră ați implantat foarte multe proteze de umăr, poate cele mai multe din aceste zone. Da, numărul protezelor de umăr care se implantează în țară, dar și în Occident, este mult mai mic comparativ cu protezele de genunchi sau de șold, da, pentru că nu este o articulație de încărcare. Protezele de umăr se adresează patologiei degenerative a umărului, da? Însă tot proteză de umăr se pune și atunci când este vorba de o fractură complexă a umărului, care nu mai poate fi tratată prin osteosinteză, prin reconstrucție, da? Și atunci ești nevoit să pui o proteză. Dar, nu ultimul rând, anumite leziuni a acestor tendoane de care vorbeam, care creează coafa umărului sau coafa rotatorilor, pentru anumite leziuni degenerative, cu retracție, care nu mai pot fi reconstruite artroscopic, una din soluții reprezintă chiar protezarea, pentru că pacientul, dacă nu poate să ridice mâna deasupra capului, da? Nu poate să pieptene, nu poate să spele pe față, pentru el este un handicap major și dacă această reconstrucție a tendonului nu mai este posibilă, atunci și protezarea rămâne o soluție. Da? Există anumite proteze speciale pentru astfel de leziuni. Da? Dacă aveți mai multe, dacă există mai multe tipuri. Există mai multe tipuri. Există, în fapt, trei tipuri de proteze. Proteze pentru fracturi, proteze pentru artroză și proteze inversate. Da? Este o proteză cu o anumită conformație specială. Aceste proteze inversate de umăr se adresează atât artrozei cât și acestor leziuni de tendoane la nivelul umărului care nu mai pot fi reparate. Deja ați dezvoltat un soi de centru pentru medicina sportivă. Care sunt tipurile de sportivi sau afecțiunile sportivilor pe care le-ați tratat până acum și tocmai spuneam că ați avut rezultate foarte bune. În ceea ce privește umărul, în cea mai mare parte sunt sportivii lansatori, aruncători, na, handbaliști, voleibaliști, cei care practică basketul. Noi am avut în schimb și rugbiști foarte mulți, pentru că este un sport de contact, de mare energie și atunci apar astfel de leziuni la nivelul umărului. Și de asemenea am mai avut și sportivi de performanță care au nevoie de anumite grade de mobilitate, cum sunt gimnaștii, și care, datorită acestor limite extreme la care trebuie să duc atât membru inferior cât și membru superior, se prezintă cu anumite leziuni, fie de degenerescență, fie luxații ale sau subluxații ale umărului sau luxații ale tendoanelor. Și tot aici sunt și boxul și artele marțiale. Noi am avut destul de mulți pacienți din acest domeniu, pentru că membrele superioare sunt utilizate și există o traumă directă pe care o suferă acești pacienți. Evident că această traumă poate să lasă anumite consecințe care să ducă până la o astfel de intervenție chirurgicală. Acești sportivi își reiau repede sportul preferat? Se recuperează total? Evident că există caz particular la fiecare pacient.
foarte mulți din ei reușesc să se întoarcă la același nivel de activitate sportivă. Totul ține de leziunile cu care se prezintă ei și aș mai spune eu, contează foarte mult și timpul și momentul în care se prezintă. Pentru că am uitat să spunem că ar fi trebuit chiar din debutul emisiunii că problemele de umăr tergiversate duc în cele din urmă la complicarea și a soluției terapeutice și a leziunilor care le prezintă pacientul. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru aceste informații extrem de utile. Vă mai așteptăm și altă dată. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, până săptămâna viitoare, toate bune. La revedere! Emisiune sponsorizată de Arcadia.